Mister, ce nu am mers în seara asta? N-am mers pentru că am făcut o greșeală, am luat gol. Un gol a fost din penalti, primul gol, nici nu ne-am așezat bine pe teren, un șut la poartă și nu știu dacă a fost, n-a fost. Dar cred că am reacționat bine după gol, la doua repriză, cred că am fost echipa mai pozitivă, echipa mai bună. Am împins jocul, am reușit să marcăm golul 2, eram într-un moment bun, primul gol, pardon, să egalăm. Eram într-un moment bun, sincer credeam că putem să mai dăm golul. Dar a venit acea eroare defensivă, colectivă, zic eu, pentru că sunt mai multe greșeli în lanț. Din păcate, la 2 minute sau nu știu, la 3 minute, cred că am primit golul și n-am mai reușit. Am mai avut vreo două ocazii, n-am mai reușit să dăm gol, să putem să egalăm, cel puțin. Mai puteți spera la play-off? E greu să sper la play-off. Noi suntem o echipă în reconstrucție, suntem o echipă la care s-au adus cel puțin 15-20 de jucători în vară. Nu e ușor, lipsește un pic omogenitatea, dar eu cred că astăzi am făcut un meci bun. Băieții au avut determinare, și-au dorit foarte mult să câștige partida, dar și condițiile care au fost destul de grele și pentru Botoșan și pentru noi, dar până la urmă v-am spus, ne pare rău că n-am reușit mai mult. Cum va fi mai departe pentru Gazi Mental Media și acest campionat? Încercăm să reconstruim această echipă, să devenim din ce în ce mai puternici pe zi ce trece, să luăm fiecare joc în parte, să ne batem pentru fiecare punct, pentru că, vedeți, sunt meciuri grele cu fiecare echipă și prin joc să încercăm să câștigăm cât mai multe puncte. Acum, vedem ce se întâmplă. Mister, s-a vorbit mereu de condițiile de joc, de toate nebunile, de vreme, de teren, de... Ați jucat mereu pe suprafețe, oricum a fost. Ați văzut și în seara asta, o furtună de zăpadă imediat ivită în Moldova. Da, din păcate, aceasta este vremea la noi în țară, e greu, pentru că noi nu beneficiem de o infrastructură foarte bună. Și în alte țări, cred că mai ninge, mai plouă, dar terenurile sunt încălzite, sunt acoperite, sunt... Deci e altă infrastructură. Cred că până nu ne dezvoltăm această infrastructură, nu putem să evoluăm nici cu echipa națională, nici cu orice echipă de club. Dacă te duci în Europa, cred că nu mai avem nicio șansă. Cred că această infrastructură trebuie dezvoltată. Vă dați seama dacă terenurile de joc sunt așa, terenurile de antrenament chiar nu prea unde se face antrenament și nici dumneavoastră, nici noi, nici sunt multe echipe. Puține echipe au terenuri de antrenament, infrastructură care să-i permită să-și desfășoare activitatea așa cum își dorește. Deci trebuie de gândit, nu? Tot. Din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. Pentru că este păcat să nu... Deoarece avem și noi un fotbal, eu cred că destul de bun și tineri talentați, jucători buni și numai așa putem să evoluăm de la campionat la campionat, dar o infrastructură bună, o mentalitate bună, o educație bună, un arbitraj bun, tot ce înseamnă și tot ce contribuie la dezvoltarea fotbalului românesc trebuie să crească, să fie pe o pantă ascendentă. Deci e clar, cu fotbal în ianuarie și în februarie... E greu. Pentru noi, v-am spus, la infrastructura pe care o avem, e destul de greu. Și aceasta anulează și valoarea jucătorului individual și așa e a echipei. Pentru că, sunt sigur, Botoșan poate altfel se desfășura pe un teren mai bun, poate și Gaz Metan Media, și poate și altă echipă. Am văzut ieri FCSB Hermannstadt. Și atunci degeaba ai jucători de calitate dacă se anulează, calitatea lor se anulează prin condiții, fel și fel de probleme și este păcat. Mulțumesc! Mersi mult! Mersi.